Salutare tuturor, bun venit la Electric Life. Astăzi vreau să vorbim un pic despre impedanța buclei de defect, din nou, da? Și ce greșeli am întâlnit în instalațiile electrice, unele foarte, foarte grave. Acum, cât am fost în România, că așa e, când te duci în concediu, te ocupi tot de instalații electrice, că asta este. Bine, nu m-am ocupat să fac ceva la ele, ci m-am uitat așa pe unde am fost. Bun, și am fost la un prieten, vecinul lui avea o instalație, vai, șamar. Că ce să faci, unii sunt mai deștepți decât inclusiv cărțile de fizică. Ok, bine, bineînțeles că nu era de meserie și a făcut o mare, mare prostie în instalația lui. I-am explicat tipului despre ce e vorba, mai cu cine știți povestea. Ego-ul la români e foarte mare, mai mare decât persoana respectivă, cel puțin de 10 ori, așa că n-am insistat prea tare, că omul mai era un pic și lua și parul la mine că îl învăț eu electrotehnică. În fine, deși el nu era de meserie. Ok, și să vă explic despre ce e vorba și ce greșeală a făcut domnul respectiv. I-am urat să nu fie acasă când i-a făcut casa, că altă urare n-am avut ce să îi mai spun după ce i-am explicat toată povestea și l-am sfătuit să pună măcar un RCD. Nici măcar ăla nu l-avea. Și haideți să trecem direct la subiect, să nu mai pierdem vremea, să vă explic despre ce e vorba. Deci avem în sistemele din România Terra Neutral Combine, TNC, sistemul de distribuție și avem așadar transformatorul nostru, L1, bobina de la el, asta fiind secundarul transformatorului, da? Eu îl fac trifazat, L1, L2, L3, se vede? Se vede ceva. Și partea asta este conectată la pământ, iar de aici ne vine penul. Ok, toate bune și frumoase până aici. Ce am întâlnit? Băiatul avea, bine, instalația era un pic cam veche, nu știu cine a făcut chestia asta, niște alți deștepți. Avea un tetrapolar aici, pe toate trei, inclusiv pe pen. Deci asta este penul. Pen. Da? Și de aici omul folosea în felul următor. Nu avea împământare, penul nu era separat, penul folosea ca N și cele trei faze. Iar deșteptul pământului a tras o împământare cu doi țăruși, unul lângă altul, aveau un metru, nu știu din ce fel de țeavă, nu știu, habar n-am din ce era, care era conectat între ei cu un conductor și de aici avea împământarea, ăsta era P-ul lui. În primul rând, așa să scriu aici, TNC, deci ăsta e TNC și băiatul a transformat sistemul TNC în sistem TT. Nu scrie. Asta așa că fac altceva. Îi facem. Să văd că poate nu mai scrie ăla. Facem în felul următor. Facem rapid. Deci avem secundarul transformatorului L1. L2, L3, L1, L2, L3 și aici partea asta era legat la pământ și de aici ne vine penul. Pen. Da? Asta este TNC. Deci am zis, omul avea o tetrapolară și de aici
cele trei faze, iar penul folosea ca nul. În primul rând, prima greșeală, penul nu se întrerupe. Bun. Iar deșteptul pământului, cum am spus, a făcut doi țăruși în pământ, la o jumătate de metru unul de celălalt. Cred că avea un metru. Și de aici era PE-ul lui. Și a transformat TNC în TT. Care este o mare, mare greșeală. Și am să vă explic imediat de ce. De-aia eu și colegii mei tot insistăm pe măsurători. Îți trebuie un aparat profesional ca să măsori impedanța buclei de defect, adică ZS, impedanța sistemului, practic rezistența în sistem alternativ, a curentului alternativ unde există frecvență. Da? Asta este Z, impedanța, care se măsoară tot în ohm, ca și rezistența, rezistența la curent continuu. Ok. Imaginați-vă aici un aparat. De fapt, nu vă imaginați că chiar există. Aparat care folosea cele trei faze și nul și PE-ul din sistemul TT, de la cei doi țăruși, legat la carcasă. Da? Bine, era în tablou într-o bară și de acolo la carcasa respectivă, la PE-ul. Ce să vezi? Practic tu aici ai pământ, da? Și undeva la 100 de ohmi. 100 ohmi. Poate să fie 80 ohm și o să vă fac calcule să vedeți și la 40 de ohm. Ce se întâmplă cu instalația noastră. Bun, aici erau MCB-urile din casă. Aici erau undeva MCB-urile din casă, să zicem, da? Ce erau C16, C25, C32... În fine, păi dragilor, curentul de scurt circuit este tensiunea nominală supra impedanță. Ia să vedem cât e curentul de scurt circuit în cazul nostru. Și avem 230 de volți supra 100 ohm în primul caz. Și este egal cu 2,3 amperi. Pe la un curent de scurt circuit de 2,3 amperi, nici măcar un MCB de B6 nu o să decupleze. Pentru că și se măsoară, de exemplu, luăm L1, da? Luăm L1, curentul va merge pe aici, măsurăm prin PE, se va duce prin pământ, se va întoarce întotdeauna la sursă și asta este bucla ZLPE. Da? Impedanța buclei de defect. Iar dacă tu ai o impedanță de 100 de ohmi sau de 80 de ohmi sau de 40 de ohmi chiar, aici când ne dă? Ia să vedem. Să calculăm. Tot 2, nu știu cât, la 80 de amperi. Imediat calculez. Am calculator aici. Deci avem în felul următor. 230 împărțit la 80 egal 2,87. Deci 2,87 amperi e curentul de scurt circuit. La 40 de ohm avem 230 împărțit la 40, 5,75 amperi, curentul de scurt circuit la impedanță de 40 de ohm. Deci, până aici, nici măcar cea de 6 amperi nu o să decupleze.
De aceea, una dintre cele mai mari greșeli pe care le-am văzut și cu care se pare că se persistă în România, pentru că se ocupă tot felul de indivizi de instalațiile electrice, este asta. Nu ai RCD într-un sistem TT care nu se discută în România, nu e voie, trebuie să ai cel puțin un RCD, da? Un diferențial. Ok? Asta una la mână. A doua la mână, sistemul ăsta este interzis, nu e voie. Se face în felul următor. Și exact așa am de explicat și tipului. Dar se pare că nu prea vrea să înțeleagă. Deși reacția normală ar fi fost: oh, scuze, n-am știut așa ceva, te rog vino și repară imediat sau ceva de genul. Dar din contră, la ei nu. Să-l las în pace, că el știe ce face, că îi funcționează de atâția mari de ani. Bun. Dacă funcționează de atâția mari de ani, atunci e ok. Avem în felul următor. Secundarul transformatorului. L1, L2, L3. Aici avem legarea la pământ și de aici ne vine pen. Pen, da? Asta este TNC. Deci tema neutral combine, unde penul, PEU și nulul este combinat în același conductor. Ok. Corect este în felul următor. Cel mai corect. În primul rând, caseta de legătură a casei, am mai povestit despre ea, HACU, unde ai MPR-urile, siguranțele noastre NH, da? Și unde penul se va separa în nul și PE cu legare la pământ, deci tratarea neutrului. Mai departe, vine în felul următor. Aici avem un SLS care înseamnă selective Leistung Schutz Schalter, sau pe românește ar veni întrerupător automat selectiv, adică un MCB selectiv, deci asta este SLS-ul, un MCB selectiv, și o să vedeți face selectivitate între el și cele din tablou din casă, MCB-urile din casă. După care vine un diferențial de 300 mA. Da? Bineînțeles că aici va trece nulul prin diferențial. Un SLS de, în cazul nostru, 32 A, să zicem. Când a fost aprobat de la cei de la distribuție, sau 40, sau mă rog. După care avem contorul. Deci contoarul, îl notăm cu C. După care avem tabloul din casă, unde avem din nou RCD, care este un RCB, RCCB, nu RCBO, cum pun ăștia de la... Deci un RCCB, la fel și ăsta. Am ambele. Care ăsta este de 30 mA. După care vin MCB-urile. Da? MCB. Cât ai nevoie pe fiecare circuit. Nulul și P.
PE-ul, care este separat și tratat. Da? Și atunci, când vei face impedanța buclei de defect, să zicem, prin L1, va veni bucla va fi pe aici, prin PE, se va duce pe aici, prin conductor, înapoi, și atunci o să ai o impedanță mică, sub un om sau ceva de genul. Da? Și dacă ai un om, curentul de scurt circuit va fi foarte mare și atunci ți se vor decupla și MCB-urile. Și așa ești în siguranță. Ați înțeles? Asta e o porcărie. De-aia creșterea impedanței scade curentul de scurt circuit și atunci MCB-urile nu mai funcționează corect. O să funcționeze după ce o să vină pompierii. Peste 3 zile. După ce sting incendiu. Ok. Bun. Cam asta discuția, pentru că multe greșeli de genul. Așa ceva. Nu? Așa ceva, da. Și aici deja e TNCS separat, da? De la chestia asta încoace. Ok. Sper că e de folos în general celor care n-au înțeles ce înseamnă impedanța buclei de defect și sistemul TNC, TNCS și TT, care este diferența între ele. Pentru că buna funcționare, de fapt, tu când te duci ca electrician într-o casă, nu te duci ca să aibă omul să-i se aprindă becul sau să-i funcționeze radio. Nu, te duci să faci protecțiile, să înțelegi tot sistemul, să faci împământarea, tratarea lui, separarea și așa mai departe. Tot sistemul ăsta, de-aia te duci în casa omului să pui protecții, da? În tablou. Să-l protejezi, să-i protejezi instalația și viața. Despre asta e vorba. Se pare că unii nu vor să înțeleagă. În fine. Prea multe discuții pentru lucruri care ar trebui să fie la mintea fiecărui electrician. Din păcate nu e așa. În fine. Din păcate și proprietarii, unii dintre ei mari meșteri, își fac singuri porcăria asta de aici. Și asta e. N-ai avut cu cine să discuți, așa că am făcut exit și mi-am văzut de treabă. Ok. Destul deocamdată cu poveștile. Sper că ați înțeles ceva. Sper să vă fie de folos. Și noi ne vedem la un video viitor. Până atunci, numai bine. Pa, pa.